Un turist din Republica Moldova a murit după ce a căzut într-o rupă în piatra Craiului. Bărbatul în vârstă de 33 de ani era însoțit de alte 6 persoane, alături de care a plecat în expediție în zona Plaiul Foii. Tragedia s-a produs în zona Căldarea Padinei Închise. Turistul a căzut într-o rupă mai bine de 200 de metri. Imediat au fost anunțați salvamontiștii care au urcat pe munte pentru a recupera trupul bărbatului. Din cauza zăpezii mari, accesul în zona a fost dificil, iar intervenția salvatorilor a durat câteva ore. Mijloacele de transport în comun circulă după un program special. Regia Autonomă de Transport anunță că traseele și orarele mai multor linii de transport vor fi modificate, mai ales în centrul orașului, unde se va organiza parada militară. Pe 1 decembrie, circulația mijloacelor de transport în comun pe raza municipiului Brașov se va face potrivit orarelor corespunzătoare unei zile de duminică. De ziua națională, între orele 8:30 și 11:15 vor avea loc modificări în traseele și orarele mai multor linii de transport, schimbările fiind determinate de desfășurarea pe bulevard Eroilor a paradei militare. În aceste condiții, circulația mijloacelor de transport în comun de pe liniile 1, 2, 4, 6, 12, 16, 17, 31, 34, 34 Barat, 36, 37, 51 și 52 se va face pe sensul de deplasare spre Livada Poștei, cu întoarcere pe strada Vlad Țepeș. Rad Brașov va înființa o stație temporară pentru aceste linii în zona Teatrului Dramatic. Autobuzele de pe liniile 14, 20, 28, 41 și 50 nu vor circula în perioada amintită, iar cele de pe linia 5, pe sensul de deplasare Stadionul Municipal Roman, vor circula pe ruta Stadionul Municipal, Stadionul Tineretului, Bulevardul Griviței, strada 13 decembrie, strada Castanilor, Bulevardul 15 noiembrie, iar apoi pe traseul obișnuit. Astăzi se împlinește o lună de la tragedia din clubul Colectiv, în urma căreia și-au găsit sfârșitul și doi tineri din Brașov. Alexandra Rădulescu, în vârstă de 26 de ani, era barmaniță în local, iar în urma tragediei a avut complicații la plămâni. A murit pe 8 noiembrie. Și Liviu Zaharescu, un tânăr din Brașov care lucra ca fotograf pentru o publicație online de muzică rock, a avut aceeași soartă. A suferit răni grave, a fost transportat la Spitalul de Arș din București, dar pe 10 noiembrie inima i-a cedat. Liviu absolvise facultatea de marketing a Academiei de Studii Economice și a lucrat din 2010 ca fotograf de concerte. Alții 58 de tineri au plecat și ei dintre noi. Dumnezeu să-i odihnească! Le-a dat hoților pontul în dosarul furtului 80.000 de euro dintr-o locuință din Sâmpetru, Petru, iar acum este căutat de anchetatori. Procurorii l-au identificat pe bărbat și cer judecătorului de drepturi și libertăți arestarea în lipsă. Alți trei inculpați sunt deja după gratii. Ei sunt acuzați că au intrat într-o locuință din Sâmpetru în timp ce proprietarii erau acasă. Au furat o casetă de valori cu 80.000 de euro, dar și actele de proprietate pentru locuință. Au împărțit banii, au aruncat cutia în râul Olta, au ars documentele și s-au pus pe distracție. Trei dintre făptași au fost încătușați de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Doi sub acuzația de furt, iar cel de-al treilea pentru tăinuire. Complicele lor e de negăsit, iar anchetatorii cer arestarea lui în lipsă. Solicitarea se va analiza miercuri. Inculpații riscă angrei de detenție, dar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la un verdict definitiv al instanței. Mii de brașoveni l-au sărbătorit pe Sfântul Andrei, cel dintâi chemat la apostolie. După tradiția creștină, el a propovăduit Evanghelia. Bisericile au fost aproape neîncăpătoare de credincioșii veniți să se roage. Arată faptul că din cele mai vechi timpuri poporul român a fost creștinat de către Sfântul Apostol Andrei, întâiul chemat, și ne bucurăm să venim de fiecare dată la biserică să sărbătorim împreună cu toți creștinii această sărbătoare. Cred în asta, în sărbătoare și în apostolat și totodată avem și liber și ar fi păcat ca să nu participăm la slujbă. Să mă rog să pentru sănătate, că-i sărbătoare. Potrivit Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, în județ sunt peste 9.700 de femei cu numele Andreea și aproximativ 10.500 de bărbați cu numele de Andrei. În țară sunt peste 600.000 de români care poartă numele Andrei, Andreea sau derivate ale acestora. Muncim în exces, dar chiar și când suntem liberi, petrecem fără să ne dăm seama mult timp în fața calculatorului. Mai nou, folosim în exces telefoanele mobile pe post de computer. Trebuie să știm că orice monitor emană energie de lumină albastră, care poate influența bioritmul. De asemenea, lumina albastră poate influența somnul, prin oprirea secreției de melatonină, substanță din creier care are un rol important în reglarea ceasului biologic al fiecarei persoane. Specialiștii spun că lumina albastră este, pe de o parte, sănătoasă și necesară, iar pe de altă parte,
foarte nocivă. Ca să nu avem probleme din această cauză, optometriștii ne sfătuiesc să purtăm ochelari cu lentile antireflex, care neutralizează efectul nociv al luminii albastre. Acest antireflex special face o absorpție a energiei albastre, care de fapt ajunge la o substanță din creier numită melatonină. Creierul nostru, prin această substanță, răspunde direct de starea noastră de bine, de vigilență, de atenție sporită, dar în același timp, dacă avem un exces, ne perturbă bioritmul. Un caz frecvent întâlnit, ajungem epuizați acasă, abia așteptăm să ne punem în pat să dormim, iar în momentul în care am ajuns în situația comodă de a dormi, nu reușim să închidem ochii, stăm cu ochii pierduți în plafon și nu înțelegem de ce. Acest lucru poate fi prevenit cu un filtru special, astfel încât să folosim confortul maxim al ochilor, dar și să păstrăm lumina albastră sănătoasă. Jurnaliștii au aruncat cu săgeți în weekend și au făcut asta la propriu, în cadrul primei ediții a Cupei Presei la darts. Evenimentul organizat de Asociația Club Sportiv Kronstadt Darts a adunat mai mulți ziariști împătimiți ai acestui joc. Trustul nostru de presă se poate mândri cu Răzvan Țirea, redactorul știrilor sportive care a reușit să obțină locul 2. Mai mult, echipa Mix TV a primit o diplomă pentru cea mai numeroasă prezență. 90! 26. Participat mai multe persoane decât ne așteptam, ceea ce ne bucură extraordinar. Ne bucură teribil să vedem că s-au descurcat onorabil, au rezolvat meciurile foarte, foarte repede, mai repede decât ne așteptam, nici nu a apucat să dea întunericul. Noi nu ne-am așteptat să vină așa de multă lume de la trusurile de presă. Pentru aceasta vă mulțumim. Un concurs foarte frumos, foarte strâns. Acum se va juca ultima semifinală. Mi-a fost un concurs foarte ok. Mă bucur că au participat presa de la noi. Trebuia să se face și un astfel de concurs. O finală fără drept de apel pierdută de mine, a fost mai bun decât mine, trebuie să recunoaștem. Este locul 2, important este să participi. Am participat, am obținut locul 2, e ok. Pentru mine este foarte, foarte ok. Am pierdut la mustață, nu-mi pare rău că m-a bătut un coleg de-al meu. Am venit să experimentăm la modul propriu ce înseamnă aruncarea cu săgeți, pentru că de altfel noi, jurnaliștii, la modul figurat cel puțin, asta facem zilnic. Le spunem telespectatorilor ce, unde, când, cum și de ce cineva aruncă cu săgeți. A fost o experiență plăcută. Rivalii am avut, chiar primul meci l-am jucat cu cel mai important dintre noi, cel mai bun dintre noi, l-am câștigat și după care am pierdut surprinzător, să spun așa. A fost super distractiv, am venit să ne simțim bine, să jucăm darts, chiar dacă știm mai mult sau mai puțin, important este că ne distrăm cu toți aici. La final, jurnaliștii au fost premiați. La fiecare sfârșit de an, cei mai buni voluntari din Brașov sunt premiați. Îi vom sărbători pe toți cei care timp de un an de zile s-au implicat în comunitatea noastră. Putem să-i aplaudăm în premieră. Zeci de voluntari sunt nominalizați pentru diferite categorii, printre care cel mai tânăr și cel mai vârstnic voluntar, voluntar cu idei sau voluntarul anului. Este o seară minunată, este o seară a oamenilor buni, frumoși și generoși. Până la urmă, voluntarii sunt cei care ne dau o șansă să credem că lumea poate fi schimbată în bine. Ei mișcă lucrurile, ei dăruiesc necondiționat, ei sunt lecții de viață pentru fiecare dintre noi. Este singurul eveniment de acest gen care premiază toți voluntarii din județul Brașov. Se află deja la ediția numărul 7 și este un eveniment care în fiecare an, la final de an, adună voluntari din toate organizațiile, îi premiază și mai mult decât atât le promovează efortul și le oferă energie pentru anul care vine. De la an la an sunt din ce în ce mai multe organizații, din ce în ce mai mulți voluntari, lucru care nu poate decât să ne bucure. Sperăm ca și în anii următori lumea, indiferent de vârstă, să facă voluntariat, pentru că Brașov are nevoie de proiecte de acest fel și noi ne dorim ca la final de an să avem din ce în ce mai mulți nominalizați și jurului să-i fie din ce în ce mai greu să aleagă. Este un lucru excepțional că se întâmplă la Brașov o gală de genul acesta și, după cum vedeți, sunt foarte mulți care se implică în voluntariat și trebuie să ne implicăm cu toții.
Noi o să susținem tot timpul voluntariatul și inclusiv toate organizațiile care au evenimente o să le promovăm așa cum trebuie să le promovăm în media. Eu zic că trebuie să fim voluntari și trebuie să mergem ca prin voluntariat să învățăm cât mai multe despre comunitatea noastră. Premiul pentru voluntarul anului a fost acordat lui Alexandru Voican de la Fundația Hospice Casa Speranței. De altfel, Hospice a mai obținut alte două premii pentru cel mai tânăr și cel mai vârstnic voluntar. Mă frământă o grămadă de emoții, ținând cont de trecutul personal. Îmi doresc să facem o lume mai bună. Este atât de ușor să zâmbim, să facem oamenii fericiți. Un zâmbet măcar! A venit frigul, iar fermierii trebuie să fie atenți la ce condiții le oferă animalelor din gospodărie. Conducerea Direcției Sanitare Veterinare spune că proprietarii de animale trebuie să asigure, în afară de adăpost, și cantități suficiente de apă și furaje. Ei sunt obligați să verifice buna funcționare a instalațiilor de adăpare, având în vedere riscul de îngheț al acestora. Mai mult, cei care transportă animale trebuie să acorde o atenție deosebită porcinelor, care sunt foarte sensibile la temperaturi scăzute. În cazul în care, în timpul călătoriei, temperatura ambientală coboară sub 0 grade Celsius, este obligatoriu ca în mijlocul de transport să se mențină o temperatură constantă. În măsura în care aceste prevederi nu sunt respectate, există controle pe traseu, controle făcute atât de specialiștii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare Brașov, dar și din cadrul altor DSV-uri din țară. Amenzile sunt destul de mari, se adresează în primul rând transportatorului, ele vizează sume între 5 și 20 de mii de lei. Brașovenilor le place Rembrandt, stă dovadă faptul că, la cererea publicului brașovean și cu acordul proprietarului colecției, expoziția Rembrandt at Brașov poate fi admirată pentru o perioadă mai lungă, după ce a fost prelungit programul de vizite până în data de 29 ianuarie 2016. Cea mai completă colecție de gravuri Rembrandt din lume se află acum la Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov. Cele 273 de lucrări au fost refăcute în secolul al XIX-lea, de către restauratorii Bibliotecii Naționale din Franța, după matrițele originale ale lui Rembrandt. Programul de vizitare este de luni până sâmbătă, inclusiv în intervalul orar 9-17. Programul accesibil a fost speculat la maximum de FC Brașov, care a reușit să obțină la FC Bihor a patra victorie consecutivă. Stegarii au reușit la Oradea un nou scor fluviu 7-2 și au început să urce în clasament. Având în față din nou o echipă formată din junior, brașovenii lui Adrian Sabo nu au stat prea mult pe gânduri și au trecut la atac încă din primele minute. Olteanu a deschis scorul în minutul 12. Imediat orădenilor le-a fost anulat un gol pentru offside, după care Marius Matei a reușit să marcheze cu poarta goală. Rusu a risipit orice emoție în minutul 36, când a înscris singur cu portarul. În partea secundă, Matei a bifat hat-trick-ul în doar 12 minute. Rusu a făcut și el dublă în minutul 77, iar Codoban a înscris al șaptelea gol 2 minute mai târziu. Pe final, Oradea a izbutit golurile de onoare prin Andor și Șulea. După cele două jocuri cu Reșița și Oradea, în care au înscris de 18 ori, stegarii și-au rotunjit serios golaverajul, având cel mai bun atac din serie cu 41 de goluri marcate. Pentru FC Brașov urmează ultimul meci din acest an, sâmbăta viitoare, acasă cu Chindia. În tur, galbenegri au câștigat la Târgoviște cu 2-1. De când a început returul sezonului regulat, Unirea Târlungen nu a mai simțit gustul amar al înfrângerii. Băieții lui Dan Bona au făcut din nou un joc bun împotriva celor de la CS Mioveni, iar la final au mai obținut un punct după o remiză albă. Pe un teren greu care s-a transformat rapid într-o mociră, la argeșenii au început mai bine meciul, iar Biceanul a încercat pe Muțiu cu un lob, dar portarul brașovenilor a fost la post. Popescu a irosit prima ocazie a Unirii după ce a reluat perfect centrarea lui Sorin Marin din minutul 8, respinsă de Croitoru. Tot Popescu și Sorin Marin s-au aflat în centrul atenției în minutul 32 la o fază trasă la Indigo, doar că de data aceasta balonul s-a dus pe lângă poartă. Replica mioveniului a venit în minutul 42, când Florescu a centrat perfect pentru Popa, însă intervenția lui Muțiu a fost salutară. În partea a doua, Petrean a fost angajat de Sorin Marin în careu, doar că atacantul Unirii a lovit bara transversală. Ultima ocazie a meciului a aparținut mioveniului. Popa a executat periculos o lovitură liberă, dar Muțiu a fost atent și a respins. Punctul obținut cu Mioveniu ajută enorm pe Unirea Târlungeni în clasament, acolo unde a început deja să urce.
După 17 etape, echipa lui Dan Bona este pe locul 11 cu 13 puncte la egalitate cu FC Bihor, dar cu un gol averaj superior. Ultima etapă din 2015 programează pentru brașoveni o nouă deplasare lungă, la Satu Mare. Coronavirus Brașov a încheiat cu bine o săptămână plină de meciuri. Băieții lui Otokireste și-au trecut rapid peste înfrângerile din Liga Mol și au obținut două victorii extrem de importante cu Proghim Gheorgheni. În primul joc, Lupii și-au adjudecat 3 puncte după un categoric 5-3. Brașovenii au avut un debut solid de meci și au condus după reușita lui Dumitru din minutul 5. Replica Gheorgheniului nu s-a lăsat prea mult așteptată, iar oaspeții au egalat un minut mai târziu. Mai mult, aceștia au trecut în avantaj, însă Corona a egalat la fel de rapid prin Virag. În minutul 11, Jolti a dus din nou pe brașoveni la conducere. În repriza a doua, Proghim a reușit să egaleze din nou, însă Pisarenko a adus liniștea în minutul 32. În ultima parte, oaspeții nu au mai putut să forțeze egalarea, iar Fodor a închis conturile în minutul 47. Jocul 2 a fost câștigat de o manieră și mai clară de Corona, scor 5-2. Cu toate acestea, Proghim Gheorgheni a început mai bine meciul și a deschis rapid scorul, însă Petre și-a restabilit egalitatea în minutul 7, după care Biroi a trecut pe brașoveni la conducere grație reușitei din minutul 11. În repriza a doua, Lupii și-au mărit avantajul prin golul lui Imeci din minutul 29. În ultima parte, Gheorgheni l-a redus din diferență, însă totul s-a dovedit a fi un simplu foc de paie pentru că hocheiștii lui Otokiresteș au mai punctat de două ori prin Molnar și Petreș și au mai obținut 3 puncte în clasament. Grație acestor două succese, Corona a urcat pe ultima treaptă a podiumului cu 35 de puncte, cu unul mai mult decât Steaua și cu 8 mai multe decât Proghim Gheorgheni. Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar vor fi precipitații, mai ales sub formă de ploaie. În zona montană vor predomina Lapovița și Ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 14 grade. La Brașov, la noapte, vom avea minus 1 grad Celsius și sunt posibile precipitații mixte. Pentru 1 decembrie, până la ora 22, este în vigoare o informare meteo. Sunt posibile intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. Vântul va avea intensificări la munte, iar pe creste va sufla tare, cu rafale de peste 80 de km pe oră. Pe parcursul zilei de marți, 1 decembrie, vor fi intensificări ale vântului și în restul țării, cu viteze de peste 50 de km pe oră. În zona montană vor fi precipitații mixte și condiții de polei, iar la altitudini mai mari de 1500 de metri, temporal va ninge, iar local vântul va viscoli Ninsoarea. La Brașov, marți, vom avea o maximă de 8 grade Celsius. Cerul va fi acoperit și sunt posibile ploi.